Sfânta Evanghelie de astăzi ne-a relatat o minune a Mântuitorului Iisus Hristos, și anume vindecarea a doi orbi care strigau după ajutor și a unui mut care avea demon. E greu să nu vezi răsărit de soare sau apus de soare. E greu să fii orb să te ducă altul de mână. Și Hristos, ca Dumnezeu întrupat, a corectat creația Lui acolo când a fost nevoie, sau prin cuvânt a adus vindecare acolo unde a fost boală. El ca toate, atotputernic, și El care este doctor al sufletelor și al trupurilor. Însă este o altă orbire care ne afectează pe toți. Și aceasta este orbirea sufletească. Noi spunem și în limba română că din punctul meu de vedere, ceea ce înseamnă că noi toți privim, dar nu toți vedem la fel. Fiecare vede prin prisma lui și prin ochelarii lui. Și mai zicem că unii văd lumea în roz, sunt prea optimiști, alții văd totul negru, pentru că sunt mai pesimiști. Și fiecare deci vedem după inima noastră. Inima noastră ne dă și sensul vederii. Dacă sufletul nu-i curat, nici ochiul tău nu-i luminat, spune Scriptura. De aceea noi spunem că într-o lumina ta vom vedea lumină. Și de aceea ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea luciditate sufletească pentru a fi capabili să vedem lumea în realitatea ei. Ce se întâmplă însă dacă pui pe sticlă, pe lentilă, argint? Te uiți și te vezi pe tine. Ori mulți dintre noi astăzi am fost prinși în mirajul argintului, al câștigului de bani. Plecăm de acasă ca să ajutăm părinții sau pe noi să ieșim dintr-o situație de sărăcie și după aceea intrăm în mreaja iubirii de arginți, de uităm și de părinți, uităm și de noi și nu mai vedem pe nimeni decât ne vedem pe noi prin lentila ochelarilor noștri. Este situația satului dumneavoastră, am auzit, și a multora dintre noi. Și îmi fac și eu autocritică pentru că sunt la Geneva de 28 de ani. Să ne dea Dumnezeu ca să luăm argintul de pe lentile și să nu ne mai vedem pe noi, ci să putem vedea pe părinții noștri, pe cei care sunt suferinți și pe aproapele nostru care are nevoie de ajutor nostru. Și asta nu poate decât o viață duhovnicească puternică. Dar al doilea aspect la care vreau să mă refer este acea mulțime demonică. Mutul este și el, sunt și mulți bolnavi, dar ceea ce vorbește Scriptura vorbește despre un mut cu demon. Și aceasta este o mare ispită, mai ales și a ortodoxilor și a creștinilor din vremea de astăzi. Uităm sau nu mai vrem să ne mărturisim credința? Sau suntem atât de preocupați de alte treburi că uităm să mai transmitem copiilor noștri ceea ce este cel mai de preț din viața noastră. Mărturisea o familie de la Timișoara, asta a fost înainte de Revoluție, o familie nu neapărat ateie, dar indiferentă. S-a întâmplat ca mama să cadă bolnavă și era bolnavă de cancer în fază terminală,
Și tata, disperat cu două fete, s-a dus să vadă mama la spital. Și când vezi că doctorii nu mai au ce să-ți facă, cauți ceva. Și atunci se aduce aminte de Dumnezeu. Și au intrat în catedrală și a zis către fete, haideți să ne rugăm pentru mama, că numai Dumnezeu mai poate să o ajute. Și după câteva minute, una din fete spune, s-a sculat cu lacrimi în ochi și a zis, tată, dar ce să zic, că în viața noastră nu te-am văzut rugându-te și nici nu ne-ai spus cum să se roage un om. Abia atunci a dat seama părintele de lipsa care a avut-o și n-a transmis copilului cel mai de preț odor, credința noastră și identitatea noastră de popor creștin. Mărturisirea pentru noi este esențială. În noaptea de Paște, aduceți-vă aminte cei mai bătrâni și în timpul comunismului. N-am zis Hristos a înviat între zidurile bisericii. Rânduiala bisericească ne obligă să ieșim afară, afară, în cosmos, în lume și să strigăm cu gura mare, Hristos a înviat. Nu spunem pe ascuns și în șoaptă, ci trebuie să strigăm Hristos a înviat, pentru că aceasta este mărturisirea noastră. Și asta acum m-a impresionat în Occident. Mulți români poate se uită în acea lentilă cu argint, dar de Paște își aduc aminte că sunt creștini. S-au umplut piețele la Madrid și la Roma de români ortodoxi cu lumânări în mână care cântau Hristos a înviat și cu voce puternică strigau Hristos a înviat, s-au mirat și spaniolii și italieni. Aceasta este identitatea noastră mărturisitoare. Când încetăm să fim mărturisitori, devenim muți bolnavi demoni. Și de asta trebuie să ne ferim. O astfel de ispită avem și noi, chiar și călugării uneori. Și că mă retrag în munte ca să am grijă de mântuirea mea. Nu-i treaba mea cu mărturisirea. Și m-a impresionat o istorioară povestită de părintele Ioanichie Bălan. S-a dus cu părintele Cleopa la muntele Athos și s-a întâlnit cu un cuvios, Paisia Ghioritu, care trăia acolo într-o văgăună undeva, trebuia să tragi de oață ca să vină să vorbească cu oamenii. Era un eremit, un pusnic, dar era văzător cu Duhul. Și părintele Ioanichie mereu se certa cu părintele Cleopa, pentru că părintele Cleopa era ispitit să meargă la muntele Athos ca să se mântuiască. Că la Silistria e prea multă lume. Și zice părintele Ioanichie către Paisia Ghioritu, Preacuvioase, ce credeți? Părintele Paisie, ar fi bine să vină la muntele Athos sau să stea la Silistria? Și au zis ce zice acum văzătorul cu Duhul. Dacă vine la Athos, poate va deveni călugăr îmbunătățit. Dar dacă stă la Silistria, rămâne un călugăr apostol și misionar. Locul lui este acolo. Și marele Cleopa al Moldovei a rămas Cleopa, pentru că veneau autobuze cu atei și plecau creștini. Era un călugăr îmbunătățit care n-a fost mut. Se retrăgea în timpul săptămânii în pustietatea lui și apoi venea și vedea lumea și predica, mărturisea cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să închei, iubiți frați și surori, în Hristos, văd că sunteți un sat mic, comună de oameni. Probabil că nu vă dau banii din casă.
Dar ați pus din puținul dumneavoastră și ați făcut o bijuterie. Această micuță biserică e o bijuterie. Fiecare petricică din biserica aceasta va fi mărturisitor pentru dumneavoastră la judecata viitoare. Că v-ați rupt din puținul dumneavoastră de la gură ca să faceți casă lui Dumnezeu. Și aceasta este o mărturisire despre credința dumneavoastră și despre credința fiilor dumneavoastră care au plecat prin străinătate. Și care când vin acasă să își încarce bateriile de aici și să meargă acolo să nu uite să mărturisească copiilor lor și să mărturisească creștinilor sau necreștinilor în mijlocul cărora trăiesc că Hristos a înviat. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să ne dea luciditate în vedere și să ne dea duh de mărturisire împotriva tuturor duhurilor demonice care sunt mute. Amin.